Bora PSD ALDE anunță că nu are emoții cu privire la votul asupra moțiunii de cenzură. Cu toate acestea, liderul ALDE nu exclude varianta ca și în ultimul ceas să atragă voturi și din partea unor parlamentari din opoziție. Ba mai mult, Tăricianu spune că i-a identificat deja și pe cei din coaliție care nu vor vota, precizând că sunt 16 sau 17 parlamentari. Ultimele detalii puse la punct au fost până aseară, târziu, la ședința informală a coaliției. Președintele Senatului Călin Popescu Tăricianu exclude varianta ca moțiunea de cenzură să nu treacă de Parlament. PSD împreună cu ALDE avem voturile necesare, avem majoritatea pentru moțiunea de cenzură. Avem o cifră care, v-am spus-o, este cu vârf îndesat, cu majoritate. Deși terenul este ca și câștigat, după calculele ALDE-PSD, potrivit unor surse apropiate negocierilor de la ALDE, tabăra Grindeanu-Ponta se va putea baza sigur pe 3 parlamentari. Am făcut și socoteala inversă, știm și cei care vor vota împotriva moțiunii, deci ne-am asigurat că lucrurile sunt în regulă, cu aproximație 16 sau 17. Iar de la alte parte... Dar nu sunt numai din coaliție, din estimările pe care le am. Da, vă rog. Parlamentari de la alte parte... Sunt parlamentari, de exemplu, cei 5 parlamentari care au plecat de la noi, care nu fac parte din coaliție. Călin Popescu Tăricianu ia în calcul și posibilitatea ca unii dintre liberali să fie atrași în tabăra PSD-ALDE. Negociați cu parlamentari de la PNL pentru a-i atrage în ALDE? Și știți că întotdeauna la moțiunile de cenzură se fac discuții în toate direcțiile. După ședința informală a coaliției PSD-ALDE de aseară, ce a durat până târziu în noapte, Liviu Dragnea a fost singurul care a făcut declarații, la fel de încrezătoare ca până acum. Pentru mâine. Nu, sunt realist. Mâine trece moțiunea. Moțiunea împotriva guvernului Grindeanu, România nu poate fi confiscată, apărăm democrația și votul românilor, a fost semnată de 222 de parlamentari.